Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. O mașină a rămas suspendată într-o groapă veche de 2 luni. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Biholar. Încep știrile intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. O mașină în care se aflau 2 copii a rămas suspendată într-o groapă din centrul Sucevei. Au trecut 3 ani de când la Suceava a fost înființată piața volantă, iar în cele din urmă, peste 100 de copii care au fost prezenți în tribunele LPS Suceava s-au bucurat de meciul de handbal de sâmbătă. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. O mașină în care se aflau 2 copii, dintre care unul de doar 5 săptămâni, a rămas suspendată într-o groapă formată în apropierea Teatrului Matei Vișniec din centrul Sucevei. Accidentul putea fi evitat dacă groapa era astupată și asfaltată atunci când a apărut la începutul lunii iulie a acestui an. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de luni, 16 septembrie, în apropierea Teatrului Matei Vișniec din centrul municipiului Suceava. O mașină care circula regulamentar în coloană a rămas suspendată într-o groapă formată în mijlocul carosabilului. În autoturism se aflau 2 copii, unul de 1 an și celălalt de 5 săptămâni. Mergând la bară, dintr-o dată am simțit că s-a dus mașina în jos. M-am speriat, mă dau jos și mai departe, ce vedeți dumneavoastră, ce s-a pozat, ce s-a filmat. La fața locului au intervenit mai mulți polițiști care au dirijat traficul până la tractarea mașinii. Oamenii legii au început o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. Groapa în care a rămas suspendată mașina avea o adâncime de aproximativ 40 de centimetri. Craterul s-a format la începutul lunii iulie, imediat după un val de ploi. Atunci, la fața locului, au fost chemați să intervină angajații de la ACET, care au constatat că soluționarea problemei nu era de competența lor, pentru că groapa nu apăruse ca urmare a unei avarii, ci din cauza ploii care a îndepărtat stratul de piatră și nisip de sub asfalt. Tot atunci, craterul a fost acoperit cu balast, iar terenul nu a mai fost adus la starea inițială. Ca urmare a schimbării condițiilor meteo și a prognozelor nefavorabile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a mobilizat forțe suplimentare pentru a ajuta la gestionarea situației de urgență din județul Iași. Este un exemplu de solidaritate de care comunitatea suceveană a dat dovadă pentru a sprijini eforturile de salvare și evacuare la Iași. Echipa din Suceava va avea în componență 2 camioane încărcate cu echipamente specializate pentru situații de urgență, un microbus pentru transportul personalului, 3 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 motopompe remorcabile capabile să evacueze cantități mari de apă din zonele inundate și 2 motopompe transportabile, ideale pentru spații înguste. La bordul vehiculelor se vor afla echipe de pompieri specializați în intervenții în situații de urgență, provenind din mai multe detașamente din județul Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei și inclusiv municipiul Suceava. Scopul acestei misiuni este de a ajuta populația afectată de inundații prin evacuarea apei, salvarea de vieți și minimizarea pagubelor materiale. Această mobilizare face parte din efortul comun al structurilor de intervenție din toată țara, care acționează coordonat pentru salvarea vieților semenilor, pentru minimalizarea pagubelor și pentru asigurarea sprijinului necesar comunităților afectate de inundații, au specificat reprezentanții ISU. Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a vizitat mănăstirea Slatina în cadrul vizitei sale în județul Suceava, în contextul lucrărilor de restaurare și consolidare a complexului monahal inclus în patrimoniul UNESCO. Premierul a fost însoțit de ministrul Sorin Grindeanu și colegi din PSD Suceava, care au fost întâmpinați de înalpreasfințitul părinte Calinic. Oficialii au discutat despre importanța colaborării între stat și biserică pentru conservarea patrimoniului cultural. Vizita a inclus un moment de rugăciune și discuții legate de valoarea istorică a mănăstirii, a cărei restaurare este susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Cu prilejul vizitei sale în județul Suceava, atât ca lider PSD cât și ca prim-ministru, Marcel Ciolacu a făcut o oprire și la Mănăstirea Slatina, unde sunt în plină desfășurare lucrările de restaurare și consolidare. Monumentul, parte din patrimoniul mondial UNESCO, este un punct important al eforturilor de conservare inițiate de Arhiepiscopia Sucevei și rădăuților care urmăresc protejarea patrimoniului cultural și religios din Bucovina. Premierul, care a fost însoțit de Sorin Grindeanu și Adrian Căciu, a fost întâmpinat de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu alți reprezentanți ai bisericii și ai autorităților locale, între care Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, și senatorul Ioan Stan. Delegația a vizitat biserica, mănăstirii și alte clădiri importante, printre care și Casa Domnească, reședința voievodală din 1561. Arhidiaconul Vasile Demciuc a prezentat invitaților aspecte arhitecturale și artistice ale mănăstirii și a subliniat importanța acesteia pentru istoria Moldovei. Momentul a inclus și o rugăciune în fața icoanei Maicii Domnului, însoțită de cântările grupului psaltic Dimitrie Suceveanu. Popasul de aici, de la Mănăstirea Slatina, a fost un popas foarte binevenit, pentru că, iată, s-a putut constata stadiul lucrărilor la Casa Domnească din timpul domniei lui Alexandru Lăpușneanu, una dintre cele mai mari construcții laice din epoca lui Alexandru Lăpușneanu și din acea doua jumătate și din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Mănăstirea Slatina este o adevărată cetate, o cetate care, prin zidurile sale înalte, prin biserica în care este și necropola, care este și necropola voievodală a familiei Lăpușneanu, ne duce mai departe în istorie și ne aduce aminte că mesajul și îndemnul lui Mihai Eminescu, rămâneți în umbră sfântă, Basarab și voi mușatini, noi trebuie să-l preluăm și să ducem mai înainte, mai departe, acest mesaj, ca vrednici urmașii lor, pentru ca și generațiile următoare să vadă cum s-a scris și cum s-a făcut istoria în țara de sus a Moldovei. De cealaltă parte, premierul Marcel Ciolacu a evidențiat necesitatea cooperării între instituțiile statului și biserică pentru a sprijini întoarcerea românilor din diaspora și pentru a consolida valorile tradiționale. Merităm mai mult, merităm să luptăm pentru valorile noastre, avem cu toții credință, avem frică de Dumnezeu. Eu cred că împreună, generații întregi, generații care se schimbă, cum este cazul domnului Șoldan, putem să realizăm în sfârșit ceva pentru români și să fim mândri și mai ales în zona dumneavoastră. Cea e nevoie de o implicare imensă, comună, guvern, președinte, autorități locale, biserică, să ne aducem românii înapoi acasă. Avem nevoie de infrastructură, care acum o dezvoltă domnul Grindeanu, e cazul să ne aducem copiii, nepoții, frații, părinții, să ne aducem înapoi acasă, fiindcă am făcut o greșeală imensă timp de 30 de ani. Restaurarea Mănăstirii Slatina este finanțată printr-un proiect semnat în 2022, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, și este importantă pentru promovarea turismului cultural în zona Moldovei. Pe lângă Mănăstirea Slatina, premierul Marcel Ciolacu a vizitat în județul Suceava fabrica de mezeluri Carpatis, a avut o întâlnire cu tinerii antreprenori din Suceava și a inaugurat sala de sport din Slatina. De asemenea, a participat la o întâlnire cu reprezentanții minerilor la primăria Mălini și a avut o discuție cu organizația PSD Suceava tot la Mălini, iar ziua a încheiat-o cu o întâlnire regională a PSD Nord-Est. Membrii Organizației Județene Suceava a PNL susțin candidatura lui Nicolae Ciucă la alegerile pentru președinția României. O delegație a liberalilor suceveni, care a participat la Consiliul Național al PNL desfășurat la București și a exprimat votul în acest sens. Delegația a fost condusă de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care nu a luat cuvântul la eveniment.
Delegația liberalilor suceveni care au participat la Consiliul Național al PNL de la București a fost formată din 46 de persoane, dintre care doar 25 sunt fie primari în funcție, fie primari aleși în urma alegerilor de pe 9 iunie. Membrii delegației și-au exprimat votul pentru susținerea candidaturii lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. Dragii mei colegi, următoarele luni vor fi dure. Scorul bun de la locale trebuie apărat și la prezidențiale și la parlamentare. Unitatea este cea care ne va duce victoria. Subliniez, dragii mei colegi, unitatea este cea care ne va duce victoria. Atacurile în cascadă care vor să ne destabilizeze, trebuie să le răspundem arătându-ne unitatea. Astăzi Partidul Național Liberal nu validează o vedetă de carton, nici nu promite apartamente la prețuri iluzorii, nici nu ne dorim puterea absolută în țară. Partidul Național Liberal propune un președinte în slujba țării. Înainte de a vă ura succes, vreau să vă spun atât. După 25 de ani de politică liberală, sunt sigură că împreună putem să continuăm tradiția președinților liberali ai României. Mult succes! Astăzi, dragii mei, mai mult ca oricând, România are nevoie de politică liberală. Mai mult ca oricând. Libera inițiativă, investiții private, salarii motivante, oameni mulțumiți, nu le poți face decât într-un climat economic stabil. Dragii mei, ne vom mișca într-o cu totul altă paradigmă în viitor. Dacă astăzi campioni sunt primarii care aduc fonduri europene, în următorii 20 de ani, campionii vor fi cei care vor produce cele mai multe impozite din acțiunile economice. Dacă vrem să dezvoltăm țara asta, avem nevoie, repet, de politici liberale. Forțele de dreapta trebuie să stea în aceste alegeri alături de Partidul Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal este cel mai puternic partid al dreptei. Partidul care are mii și mii de activiști, membri, resurse, putere și capacitatea de a câștiga această bătălie. Doamnelor și domnilor, Partidul Național Liberal poate și trebuie să câștige președinția României, pentru ca securitatea, programele noastre de dezvoltare, proiectele noastre de țară și parcursul nostru pro-european să nu fie deturnate. România are nevoie de un președinte cu fibră și valori liberale în acest context geopolitic extrem de complicat. Are nevoie de un președinte loial oamenilor și intereselor țării, un președinte care pune accent pe dezvoltare, pe investiții, pe educație și sănătate, care vorbește nu doar cu românii aflați în țară, dar și cu cei din diaspora. Deși a stat în prezidiu alături de ceilalți lideri, prim vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, nu a luat cuvântul la eveniment. Sunt 3 ani de când o idee foarte iubită de către producătorii locali a prins viață. Piața Volantă, care cu timpul a luat numele din drag de Bucovina, a crescut într-o comunitate unde calitatea produselor și solidaritatea participanților sunt la ordinea zilei. Între timp, sâmbătă de sâmbătă, indiferent de anotimp, sucevenii au posibilitatea să trăiască o experiență occidentală. Așa a fost atmosfera sâmbăta asta la Piața Volantă din drag de Bucovina. Ceea ce a început ca un punct de desfacere a mărfii pentru producătorii locali, după 3 ani a devenit o adevărată comunitate. Am spus mereu că am identificat nevoia de a aduce în fața consumatorilor din Suceava micii noștri producători, care sunt extraordinar de frumoși. La momentul în care am început, erau
foarte puțini. Astăzi suntem un număr din ce în ce mai mare și așteptăm și pe alții care sunt dornici să fie alături de noi. De ce a fost nevoie? A fost nevoie și pentru că noi, ca și consumatori, avem nevoie de o hrană sănătoasă, o hrană mai proaspătă. Și s-a întâmplat ca, unindu-ne patru, zic eu așa, poli importanți, Direcția Agricolă, producătorii, consumatorii și voi, mass media, pentru că n-am fi putut unii fără ceilalți, s-a întâmplat să se concretizeze acest proiect de-a lungul acestor 3 ani de zile. Suntem mândri de ce am realizat. Dacă ne uităm înapoi, apropo de retrospectivă, mă minunez și eu ce a fost atunci și ce am reușit să închegăm la momentul ăsta. E o bucurie și în același timp e un mesaj pe care aș vrea să-l transmit către toți consumatorii suceveni: consumați românește, consumați de la producătorii noștri locali, avem cu ce ne mândri în Bucovina, avem producători frumoși, mai așteptăm, cum spuneam, și alții, și produsele noastre sunt deosebite. Ca drept dovadă, vedeți cum arată piața în fiecare zi de sâmbătă. Suntem ca o mare familie aici, împreună cu partenerii noștri de la Direcția Agricolă. Am atins o bornă importantă în existența pieței Volante. Cei care ați venit de la începuturi ați observat evoluția noastră până la organizarea oficială în Asociația Gustă din Bucovina. Sperăm să ridicăm ștacheta și în următorii ani, să ne vizitați. Vrem să mulțumim în primul rând și consumatorilor, pentru că ei sunt busola noastră în dezvoltarea acestui proiect. Ne luăm feedback-ul direct de la ei. Noi avem și sondaje scrise prin care îi întrebăm cum se simt, de unde vin, ce trebuie să îmbunătățim în cadrul activității noastre. Ștacheta înseamnă că pe partea de documentație Direcția Agricolă are competențele să verifice producătorii locali. Până a vinde efectiv în piața Volantă, treci printr-un filtru, poate dura 2-3-4 săptămâni până să vinzi efectiv aici, cu vizite în teren, cu avize de la DSV. Avem și, să zic așa, mici ateliere pentru fiscalitate, pentru marketing, pentru afișaj. Încep să vinzi efectiv în piața Volantă, intre pe fluxul de promovare și avem multe exemple de succes ale colegilor care au venit din diaspora, au pornit de la zero și s-au dezvoltat foarte mult cu ajutorul echipei din asociație. Astfel, alături de producători care aduc săptămânal produse din carne, din lapte sau de panificație, legumicultori și pomicultori la piața Volantă de la Suceava și-au găsit loc în comunitate și unii producători nișați care propun clienților produse speciale. Eu cresc și produc microplante și le distribuim către Horeca, dar cred că una dintre cele mai mari pasiuni ale mele este să împărtășesc aceste microplante cu oamenii. Pentru că la restaurante îi pun una, două firicele în farfurie pentru decor, dar adevăratul lor beneficiu este că au în medie de 5 ori mai mulți nutrienți decât plantele normale și sunt mult mai gustoase. Ești între producătorii care au adus produse mai deosebite, inedite, la piața Volantă. Cine e în bula asta a ta? Cine mai e dintre colegii producători? Care a adus produse inedite? Păi e Cosmin de la Heltian, care face produse de patiserie fără zahăr. Eu sunt clientul lui numărul 1. Cine mai este? Mai este Ovanes cu cânepă, care are un ulei de cânepă foarte bun, are un ceai de cânepă foarte bun. I-am dat lui mama, că mama e un pic așa mai stresată și seara înainte de culcare e perfect. Domnii cu miere, pentru că sunt mai mulți, atunci încearcă să diferențieze. Și avem miere cu mentă, avem miere cu semințe de cânepă, semințe de susan și tot felul de combinații de astea faine. Miere, da, lavandă, avem, sunt, și acum avem și producători care aduce caș maturat, ceea ce prima dată când l-am gustat m-a dus cu gândul direct la parmezan. Deci cu toți încercăm să ne diferențiem și să venim cu ceva nou. Chiar dacă pare că e ceva tradițional, fiecare încearcă să aducă ceva în plus, să vină cu o chestie nouă, și atunci toate produsele sunt inedite din punctul meu de vedere. Merită să venim să le încercați pe toate. Cum e?
Interesant. Ce ați băut? Ceai de cânepă. Prima dată când încercați așa un produs? Da, da, prima dată și interesant. Mai trebuie puțin zahăr sau puțină miere. E cam amărui. Foarte puțină. Dar merge, cu miere și lămâie ar merge perfect ăsta. Avem 4 ani de când cultivăm flori. Microbul ăsta l-am luat din Germania. Am lucrat, da, ne-am întors din Germania și am zis, decât să ne întoarcem iar la lucru în Germania, am zis, hai să ne apucăm de ceva. Nu este foarte, foarte profitabil, dar e ok. Calitatea, comunitatea și solidaritatea sunt cuvinte care definesc acest concept, iar dovezi sunt la tot pasul. Nu e lucru ușor să vii în fiecare sâmbătă cu produsele tale de dimineață cu noaptea în cap. Este toate anotimpurile, normal, pentru că dacă ai obișnuit clienții să te găsească aici în fiecare sâmbătă, trebuie să-ți dai interesul să fie în fiecare sâmbătă. Este o bulă de aer pentru mulți dintre ei, pentru că majoritatea nu au alt punct de desfacere decât piața volantă. Și din acest motiv sunt și eu aici, îi susțin așa cum, măcar cu energia mea și cu prezența mea aici, și consider că astfel de inițiative trebuie ajutate și susținute. Dacă suntem europeni, da, suntem europeni, pentru că aș vrea să menționez faptul că nu suntem doar o piață. Da? Nu este un loc de întâlnire doar a cererii și a ofertei, nu e o piață clasică. În spatele acestei piețe e o muncă asiduă a noastră, a Direcției Agricole și a producătorilor, a noastră să-i conciliem, să-i creștem, iar a lor să se autodepășească. În toată această perioadă noi am lucrat în echipă și am desfășurat o serie întreagă de activități, astfel încât ei să ajungă la acest nivel, să arătăm ca o piață europeană. Suntem europeni și pentru faptul că mare parte din produse deja sunt și pe mesele românilor și nu numai, din țări europene. Produsele lor ajung în Danemarca, ajung în Italia, ajung în Irlanda, Austria, în Băcănii, ale românilor plecați acolo care colaborează cu noi. Vrem să vă mulțumim în special și dumneavoastră pentru sprijinul acordat proiectului nostru pentru promovarea continuă a producătorilor locali. Vă mulțumim pentru ce faceți pentru noi. În acest sens vreau să vă mânez și o diplomă dumneavoastră, o diplomă de recunoaștere pentru efortul pe care l-ați făcut. Sperăm să ne fiți alături în continuare și la cât mai mulți ani împreună. Îndrăgitul artist fotograf Dimitrie Balint a împlinit 94 de ani și a fost sărbătorit la vernisajul expoziției sale Viziune spre trecut. Într-un interviu acordat postului nostru de televiziune, omul care a surprins în imagini istoria Sucevei din ultimele 7 decenii a vorbit despre familia sa, dar și despre dificultățile realizării unei fotografii cu echipamentul existent în momentul în care și-a deschis primul atelier în anii 50. În căsuța asta, în fotografia asta, sunt născut eu în comuna Șcheia. Da. În 1930, 16 septembrie. Mulți înainte. Mulțumesc. Da. Din coace am tata meu, Eudoxie, cu ai sunt eu în dreapta de 5 ani și soră mea din coace de 3 ani, care se numea Lidia. În fotografia asta este mama mea, Victoria, care e decedată, sătânsa, așa, mergem mai departe. Mai departe vreau să vă povestesc, aici un unchiel de meu care s-a refugiat din Cernăuț și a venit în Suceava. În ce an? În 41. Da, în Suceava și a deschis atelier fotografic. Unde? În centrul Sucevei. Dimitrie Balint a învățat meseria de fotograf de la unchiul său, Constantin Răileanu, care s-a refugiat de la Cernăuți în Suceava în timpul celui de-al doilea război mondial. Și asta este fetița lui, care este în București și vorbesc cu dânsa la telefon, are 84 de ani. Deci trăiește. Trăiește, da, da. Dacă astăzi o fotografie poate fi făcută și imprimată pe hârtie aproape instantaneu, în anii 50 procesul de obținere a unei fotografii dura 8 zile. Vreau să vă demonstrez cum am lucrat o viață întreagă cu acest aparat.
Acest aparat este german, l-am primit la un concurs foto din Germania, când a luat premiul. Și cu avre peste 40-45 de ani. Da, fac facem fotografii tot felul, și busturi, și întregi, și copii, și bătrâni, da, cu... în felul următor. Vine clientul, îl aranjam, dădeam drumul la reflectoare, aranjam luminile, așa, cu privire aici la mâna mea, așa, domnișoară, așa, da, frumos, și mă duc la aparat și pun așa pătura în cap și pun claritatea în aparat. Așa, da, fac aici, pun la claritate, după care așa dau drumul la obiectiv și pun caseta. Pun caseta cu film care vine aici. Acum vin așa și da, fac fotografia. Vă uitați mai jos capul un picuț. Așa, frumos, nu mișcați, zâmbiți vă rog. Da, nu mișcați. Mulțumesc. Asta-i fonda. Ai văzut? Da. După care așa, în această casetă lucram cu filme și cu plan filme, care să vă arăt cum arată. Da, aici în partea asta sunt, da, astea sunt plan filmele cu care lucram 10, 15, 18, 24, mai mult, da. Așa. Și să vă demonstrez acum în cameră obscură. Să mai lucram și cu filme 6x9, care le rupeam și le puneam în aparat, în intermediar la 6x9. Acum de aici iau caseta, așa, și mă duc în cameră obscură, aveam cameră obscură, unde faceam lucrări. Așa, aici, da, aici am camera obscură, da, uitați, camera obscură. Vineam aici și aveam revelatorul în prima pentru developare. Developam, puneam, scoteam filmul din casetă, așa, vedeți, pintuneric. Să-l puneam în tavă și să-l developam 5 minute. După care îl spălam în apă din coace și îl dădeam dincolo 10 minute fixare, să fixa. Aici revelatorul ăsta, eu îl preparam cu metol, hidrochinon, sulfit și brom. Da, din coace îi asta fixativ, care tot așa se preparam eu, și după ce le spalam, le scoateam la uscat, le puneam pe un vârf așa și le uscam filmele. După ce le-am uscat, le-am luat, aveam, nu l-am aici aparat un stativ așa, unde puneam și retușam. Aici era un bec și din coace era o sticlă mată și eu de aici cu creionul și cu pensula le retușam, așa se chema. Da, după cine retușam, vinem din coace la aparatul de copiat. Aici am aparatul de copiat, vedeți? Cu filmul. Îl punem aici, așa frumos, da? Cu gelatina în sus, așa, și luam hârtia fotografică, o puneam deasupra aici, puneam o sticlă, aici fiind întuneric, așa, și vinem aici, pac, pac, exponam, 1, 2, 3, 4, așa, o luam de aici și hârtia și o puneam la developare aici, până când mi-apare. Aici am
lampa de laborator, care este de culoare, cu filtru de culoare verde. O duceam exact cum duceam filmul, în apă și din coace la spălat. După aceea aveam un hoglanț lucios așa și le punem la uscat. Și lăsam așa o jumătate de zi, o jumătate de oră, da. Dar fotografiile astea le executam la 8 zile. Se făcea fotografii la 8 zile de timp, nu facea la minut. Când dura timpul de lucrare. Da. Dimitrie Balint și-a făcut propriul atelier de fotografie în 1954, în apropierea sinagogii Gah din municipiul Suceava. Această fotografie este făcută în anul 1954. Se vede că erați tinerel, frumușel. Când am devenit patron. Am avut atelier în Piața Untului și am avut o lucrătoare, Măcăriciuc Elena. Da. După care sunt în fața Casei Naționale. Casa Națională a fost casa unde ansamblul Ciprian Porobescu făcea repetiții. Da. Aici am fost și eu și soția mea cântăreți la corul ansamblului. Acolo ați cunoscut-o. Din de 8 ani de zile, unde am cunoscut-o pe nevastă mea. Da. După aceea am, în 15 martie 1955, am devenit membru cooperator la cooperativa Unirea Suceava, unde am fost șef de unitate până m-am lăsat la vatră, până am lăsat la pensie. Da, de acolo am mers mai departe, am lucrat, sunt custodie, după care am ieșit la pensie și în momentul de față sunt pensionar. Și la etatea mea de 94 de ani încă sunt bun de muncă. Fac expoziții, fac albume și multe altele. Vizitez expoziții. Vă bucurați de munca de viață, de respectul sucevenilor? Mă bucur că sunt sănătos și pot să fac treabă. Artistul fotograf Dimitrie Balint a împlinit recent 94 de ani și a fost sărbătorit la vernisajul expoziției sale intitulată Viziune spre trecut. Expoziția, care cuprinde 94 de instantanee alb-negru sau color din viața Sucevei, poate fi vizitată până la 30 septembrie 2024, de luni până vineri, în intervalul orar 9-17, la Galeria Zamca, situată pe strada Zamca, numărul 17, din municipiul Suceava. Duminică pe 15 septembrie, Muzeul de Istorie din Siret a fost gazda unui recital memorabil de muzică clasică, susținut de trio instrumental format din Dario Cifor, Vlad Baciu și Alex Lazar. Evenimentul organizat de Muzeul Național al Bucovinei a adus în prim plan lucrări de Bach, Vivaldi și Torelli și a oferit publicului o seară de neuitat în ambianța istorică a muzeului. În această seară, un trio instrumental, vioară, pian, alcătuit din domnul Dariu Cifor de la Filarmonica din Cluj-Napoca, apoi Vlad Baciu și Alex Lazar. Aș vrea să îi împit în scenă pe artiști și vă urez audiție plăcută. Acest concert pe care îl vom cânta face parte dintr-o serie de 12 concerte. Concertul numărul 8 este probabil unul dintre cele mai importante concerte din seria acestor 12 concerte pe care le vom interpreta în această seară. Recitalul s-a încheiat într-un ropot de aplauze, publicul fiind încântat de prestația trioului instrumental și de calitatea artistică a evenimentului, care a reușit să îmbine armonios istoria și muzica. Evenimentul a făcut parte din manifestarea Zile și Nopți la Muzeul Național al Bucovinei, care continuă să aducă momente culturale de excepție în inima Bucovinei.
La cea de-a 35-a ediție a concursului european pentru tineri cercetători, România a obținut o victorie îmbucurătoare. Tudor Dochia și Alexandru Turculeț, doi tineri pasionați de tehnologie, au cucerit juriul internațional cu proiectul lor inovator, Complete Solution for PCB Assembly. Această soluție completă pentru asamblarea plăcilor de circuite imprimate este revoluționară în domeniu și deschide noi perspective pentru dezvoltarea electronicii la nivel global. România a făcut istorie la EUCIS 2024. Tudor Dochia și Alexandru Turculeț au dus țării noastre premiu special cu un proiect inovator în domeniul electronicii. Succesul lor este o dovadă a talentului și creativității tinerilor cercetători români. Proiectul celor doi a impresionat prin originalitate și potențialul său de a revoluționa industria electronică. Cu această victorie, România se afirmă ca o țară cu o tradiție în domeniul cercetării și inovării, iar Tudor și Alexandru devin modele pentru o întreagă generație de tineri pasionați de știință. Lotul României a fost format din următoarele echipe: Tumbrava Mara și Babușcă Miruna, Galați, Dochia Tudor, Turculeț Alexandru, Suceava, Colegiul Național Petru Rareș, Hâmbășan Matei Ioan și Uleșan Andreea Maria, Colegiul Național Samuel von Bruckenthal, Sibiu. Concursul EUSIS este un concurs finanțat de Uniunea Europeană și se adresează elevilor de liceu până în 19-20 de ani, care au preocupări în domeniul științei tehnice și tehnologiei și ei încearcă să pun în valoare cele mai bune proiecte ale elevilor, nu doar din Uniunea Europeană, ci și din țări partenere din întreaga lume, pentru că la concurs au participat atât elevi din țările, din 23 de țări ale Europei, cât și elevi din Statele Unite, din Israel, din China, India și Coreea și, în general, pe tot mapamondul. Bineînțeles că acest concurs reunește cele mai bune lucrări ale elevilor, lucrări la care au un autor, doi sau mai mulți autori. Noi am, România a participat cu trei lucrări, cu doi autori, lucrări care s-au calificat prin Olimpiada Națională de Creativitate Științifică pentru elevi. Deci ei au fost cei care au câștigat această olimpiadă și s-au calificat la faza aceasta internațională organizată de Uniunea Europeană. Concursul a avut loc anul acesta la Katowice, în Polonia. A durat o săptămână și în urma concursului, una din echipele participante, au fost trei echipe, o echipă de elevi care a dezvoltat un soft de IT de învățare a limbilor străine de la Sibiu, o echipă care a avut un stand interesant legat de pliți albinelor, echipa fiind de la un liceu din Galați, și o echipă de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, care a și câștigat un premiu și care a realizat un echipament care plantează piese electronice cu o precizie foarte bună, de ordinul fracțiunilor de milimetru. Această echipă a fost coordonată de domnul profesor Victor Șutar de la Colegiul Național Petru Rareș și, după cum spuneam, a luat unul din premiile concursului, care a fost, înțeles, oferit de concursul de profil din Luxemburg. Echipa de handbal CSU Suceava a câștigat fără emoții meciul disputat sâmbătă pe teren propriu cu CSM Făgăraș, scor 38-29. Jucătorii antrenați de Bogdan Șoldănescu au sărbătorit succesul împreună cu cei peste 100 de copii care au fost prezenți în tribunele liceului cu program sportiv Suceava. Sancționată cu disputarea 5 partide pe teren propriu fără spectatori, echipa de handbal CSU Suceava a fost susținută la meciul cu CSM Focșani de peste 100 de copii. Meciul a fost controlat de gazde, care au condus la pauză cu 15-10 și s-au impus în final cu scorul de 38-29. Am venit cu gânduri mari la Suceava, mai ales după ultima etapă în care am fost cât aproape să luăm un punct în meciul cu Vaslui de acasă, doar că nu a fost să fie pentru noi astăzi. Un portar în formă al celor de la Suceava, multe ratări ale noastre, multe greșeli tactice, nu știu, mai mult tehnice în tactice, dar pe de altă parte un efort foarte bun. Am bucurat copiii, multe goluri, asta este. O echipă închegată, foarte bună, nu avem ce să facem, trebuie să lucrăm și noi
au relații de joc foarte bune și se pare că ne-au dovedit. Îi așteptăm în retur, poate să fie mai bine pentru noi. În primul rând, felicit gazdele pentru jocul prestat și evoluția bună care au avut-o. Sincer vă spun că știam foarte bine ce fac. Teoretic nu ne-au surprins cu nimic, doar că noi fiind o echipă în plină construcție, n-am reacționat la fel de bine cum așteptam să putem să contracarăm acțiunile lor tactice colective foarte bine puse la punct. Teoretic n-am fost surprinși, doar că n-am reușit să ne ridicăm la ritmul impus de Suceava. Au fost oameni care și-ar fi dorit să-l facem mai ușor de la început, dar e un meci de Ligă Națională, importantă este pregătirea fizică și cred că pe final s-a văzut, am avut și banca mai lungă, au intrat jucătorii mai tineri care și-au făcut treaba foarte bine și în final rezultatul cred că mulțumește pe toată lumea. Ce notă ai dat suporterilor din seara asta? Nota 10 cu felicitări, cu siguranță. Ne-au susținut foarte frumos. Sincer, erau momente în care nu ne dădeam seama că sunt doar copii în sală. A fost extraordinară atmosfera. Ne bazăm pe aceste trei puncte. Ne bucurăm că le-am obținut, chiar dacă am mai făcut greșeli, am mai ratat în situații de 1-1 cu portarul celor de la Făgăraș, dar nu cred că s-a pus vreodată problema învingătoare în meciul de astăzi. Le mulțumim copiilor că au fost alături de noi. Am fost anunțați într-un timp destul de scurt, ieri abia, că avem voie să permitem accesul copiilor în sală. Sperăm să fie mai mulți la meciul următor de acasă cu Buzău. Le mulțumim, chiar s-au făcut auziți și probabil și pe transmisiunea de pe internet s-a auzit de la fluierul de start, s-a auzit Suceava în sala de la LPS. În cadrul etapei a treia din Liga Zimbrilor s-au mai disputat următoarele meciuri: Politehnica Timișoara, CSM Bacău 24-20, CSM Vaslui, HC Buzău 28-29, Minaur Baia Mare, Steaua București 27-26, CSM Constanța, CSM Odorheiu Secuiesc 37-24 și CSM Focșani, Dinamo București 22-23. Meciul dintre Potaița Turda și CSM București va avea loc miercuri. În următoarea etapă, CSU Suceava va juca sâmbătă 21 septembrie, pe terenul formației CSM Vaslui. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătăna, bine v-am regăsit! O mașină, de fapt așa, s-a atras atenția asupra unei gropi care există din luna iulie, de la începutul lunii iulie, prin faptul că o mașină a rămas suspendată acolo. Groapa din sensul giratoriu, da. de la intrare în sensul giratoriu despre Casa de Cultură spre Colegiul Național Ștefan cel Mare. Eu am crezut că noi așa am dat, adică majoritatea, că era asfalt acolo, dar Oana, colega noastră, ne-a explicat, pentru că ea este foarte documentată în acest caz, că l-a urmărit la început la sesizarea unui locatar. Acolo era niște balast, pus, era o chestie de la o canalizare, curgea apa, a venit nu știu cine, a zis că nu de acolo și au pus balast. Și practic roata era în balast în centrul municipiului Suceava. Balast cel care, când trec mașinile, se împrăștia peste tot, strica asfaltul și mai încolo și mai încoace. Da, și acum a venit cu ploile astea și au scos. L-a spălat cu totul. E bine că nu s-a întâmplat nimic, era domnul acela, șoferul, cu doi copii, unul de câteva luni, unul de un an și câteva luni. Bine că nu s-a întâmplat nimic, dar e jenant în centrul municipiului Suceava să fie cu balast și să intri cu roata în... De regulă, asta se întâmplă după lucrări ale ACET, dar Oana l-a contactat și pe directorul acestei instituții, care a negat implicarea în această groapă. Da, una peste alta e o problemă care ține de municipalitate, adică indiferent de cine lucrează acolo, municipalitatea... Și de care instituții, de care, da, firme. Da, adică până la urmă tot, primăria răspunde unde sunt, măi, la primărie, și primăria trebuie să rezolve, să vadă cine a lucrat, de ce nu a lucrat, cum a lucrat și așa mai departe. Adică eu cred că la primărie și e în chiar centrul orașului, de acolo, de treabă. Bun, e totul în centrul orașului, da, la Suceava. Da, în centru hai să zicem oraș. Liberalii suceveni au fost delegați, o parte dintre ei au fost delegați la evenimentul în care au votat în unanimitate
se numește Consiliul Național al PNL, au votat în unanimitate candidatura lui Nicolae Ciucă, președintele partidului și președintele Senatului, pentru președinția României. La eveniment, sigur, liberalii suceveni au fost conduși de Gheorghe Flutur. Da. De obicei, când vorbește Gheorghe Flutur, în funcție de ce zice, e știre. Dar când nu vorbește Gheorghe Flutur, e știre. E știre și mai mare. Acum, Gheorghe Flutur nu a vorbit la acest eveniment. Cu Nicolae Ciucă, da, pe cine să votezi pe altul, că în unanimitate. Și PNL-ul, care atâta hămăit la PSD, că e partidul unic și că așa face fix la fel, adică toate partidele, că au câte unul, îl pun în față, îl votează tot și dai bătaie. Adică ar trebui să fie și un altcineva. Dar la Partidul Național Liberal chestiile astea cu unanimitate nu înseamnă mare lucru, pentru că ai văzut, a fost unanimitate la Ludovic Orban, peste câteva luni l-au schimbat. A fost, nu doar că l-au schimbat, l-au hăituit. Așa, l-au fugărit cu hăitași, cu ogari. La prima a venit Florin Cîțu, unanimitate. L-au fugărit și pe Florin Cîțu. Ei se unanimizează și după aia se hăituiesc, se fugăresc pe acolo. Am la Nicolae Ciucă, l-am văzut un pic, am văzut un pic discursul, mă mir că a vorbit așa bine. Cred că a stat 3 zile și 3 nopți să... Sunt promptere din acelea, da, americanești. Da, totuși, să faci cu promptele aia, tot trebuie să faci niște exerciții. M-a mirat că a vorbit. Bine, n-a zis mare Era brânză. Și pe adrenalină că venise de la inundație. N-a zis mare brânză. Dar n-ar fi mare lucru să vezi până îți depun candidaturile. Mai este un Dragoș Tolu, știi, un drag Nicu sau cum îi spunei, să îl pună pe altul. Dar de fapt n-au pe cine. N-au pe cine. Dar de ce sugerezi asta? Dar e slab candidat, Nicolae Ciucă, e un candidat slab, aia, că ei se îmbată cu apă rece și se aplaudă pe acolo, sau dai slab, n-ai unde, nu trece sticla, n-are vorbe la el, ce să spună Nicolae Ciucă? Și la Partidul Național Liberal, da, e un partid mare care are aleși, care e normal că o să aducă voturi, dar unii e doar fix la bască pe primari. S-au văzut cu sace. De ce să merg eu pentru Ciucă? Eu mi-am văzut, m-am ales primar, votați cum vreți. Care e problema? Plus că poate unii dintre ei nu vor să se pună rău cu județul. Dintre, da, primarii aici, PNL. Aici ce se pui rău cu județul? Nu mai ai Gheorghe Flutur, nu mai are ce se mai uită la Gheorghe Flutur. Pe asta, să nu te pui rău cu conducerea PSD a județului. Ah, da, asta nu să fii preactiv în campanie. Acum nici Gheorghe Flutur nu poate să-i capaciteze foarte tare, că nu mai e președinte de Consiliul Județean, mai e o lună, nu mai au nevoie de el ce să... Decât dacă ar fi fost un ministru al dezvoltării, care înseamnă ministrul primarilor până la urmă. Da. Dar mulți primari nu o să se agite, așa, ei spun că o să facă, dar nu. De ce? Și Nicolae Ciucă e slab, e un candidat slab, omul e om ca lumea, așa, dar nu e pentru candidatură, adică n-are nimic să te atragă, să electrizeze, să facă. Votul e și ceva emoțional. Da, hai nu să e doar rațional. Și când a vorbit Gheorghe Flutur, a fost o decizie firească. Gheorghe Flutur a pierdut alegerile pentru președinția Consiliului Județean. Cu siguranță că s-a discutat asta la nivel de conducerea partidului și oamenii pe care au ei angajați pentru imagine. Și dacă ar fi vorbit Gheorghe Flutur acolo, ar fi vorbit un perdant. Ori așa a vorbit Valeriu Ihtime de la Botoșani. Da, care pentru zona de nord-est. Bineînțeles. Și dacă s-ar fi speculat lucrul ăsta, că a luat cuvântul și perdantul Gheorghe Flutur și ar se repeta, pe care l-a învins tânărul Gheorghe Șoldan, la 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 la, aceeași placă, și dădea prost. De aia n-a vorbit Gheorghe Flutur, cu toate că el este unul dintre cei mai buni vorbitori ai PNL, asta nu poate să nege nimeni, că are vorbele la el și știe să țină un discurs, știe să echilibreze discursul, să-l folosească și pentru diferite categorii sociale, și ar fi știut foarte bine ce să spună, dar aici n-ar fi putut să explice el cum stă treaba campanie electorală și cum se câștigă, pentru că tocmai a pierdut. Valeriu Ihtime a vorbit ca ales președinte al Consiliului Județean Botoșani, Gheorghe Flutur ar fi vorbit ca prin vicepreședinte. Ăsta, cel puțin, ăsta e argumentul din partid, faptul că dintre prim vicepreședinți a fost ales unul singur și acela e Rareș Bogdan. No. Pentru că Rareș Bogdan n-a fost validat de niște alegeri. Nu, el s-a dus la curte. Era acolo, pe listă. La Europarlament. Nu, dar asta este explicația. Hai să nu ne mai lungim. Gheorghe Flutur nu a fost invitat să vorbească pentru că a pierdut alegerile și s-ar fi speculat lucrul ăsta și ar fi zis
unii ar fi titrat PNL-ul merge cu perdantul Gheorghe Fruturul la Congres, sau nu știu, nu găseai titlul. Dar toți cei care au vorbit, niciunul n-a pierdut alegerile. Adică toți sunt prealeși că au fost pe listă, că nu așa, sau că sunt miniștri în funcție așa. Și de-aia Gheorghe Fruturul m-a fost pus pe scenă acolo să-l vadă lumea, pentru că este prim vicepreședinte, dar numai. Oricum, o să se schimbe multe după alegeri. Situația e destul de complicată pentru PNL, pentru că dacă Nicolae Ciucă nu intră în turul 2, PNL o încurcă rău de tot, pentru că și-au pus parlamentarele între cele două tururi de scrutin. Lucru care va influența foarte mult alegerile prezidențiale. Să se roage liberale, ei ar trebui să tragă. Bun, primare e să rezolvați. Păi nu cum să intre trei candidați în turul 2, ori știm nu, să se roage. De regulă candidatul PSD ajunge în turul 2. Da, se roage să intre în turul 2, că altfel se duc. Păi nu se poate și candidatul PSD și candidatul PNL și Mircea Geoană să ajungă. Nu, asta se roage să ajungă în turul 2. Sunt 3 ani de la deschiderea pieței volante la Suceava. A început ca un proiect timid, un proiect un pic haotic și acum, la 3 ani distanță, e un program foarte bine organizat, ambalat frumos, dar nu doar ambalajul e frumos, ci și conținutul, mai rar. Da, și cam scump uneori. Am vorbit astăzi, am făcut interviu telefonic cu doamna Gogu, directoarea Direcției Agricole, și am întrebat-o de prețul, că am vorbit sunt mai mari decât în piețele obișnuite. Că sunt cam mari, dar a fost secetă, că au crescut prețurile peste tot. Una peste alta s-a dezvoltat acest concept și a explicat doamna Gogu, domnule, nu e vorba despre o piață. Adică e o piață, dar nu e numai piață, acolo e o încurajare a micilor producători. Mi-a spus că au fost și firme mai mari, agenții economici mai mari care au vrut să vină, care au deja magazine și nu i-a primit. Doamne, noi încurajăm pe cei mici și dacă cei mici vor ajunge mari la un dat, vor pleca și vor veni alții mici. Și a spus că dincolo de chestiunea asta e colaborarea cu oamenii aceștia, cu sfaturi, că i-au acreditat, că nu aveau acreditări, că i-au scos din zona gri și așa mai departe și că e o comunitate a micilor producători locali și asta încurajează acest proiect al Direcției Agricole împreună cu asociația asta care s-a format. Între timp s-a format asociația asta, Gustă din Bucovina, ca să existe încă un cadru reglementat. Știi cum e? Direcția Agricolă are o conducere care azi poate să fie, mâine nu? Că poate fi influențată de schimbările politice, dar proiectul acesta, având în spate asociația, are toate motivele să poată continua. Da, și a insistat pe faptul că, doamne, nu că Direcția Agricolă, într-adevăr, de acolo a pornit ideea, dar a zis că fără acești mici producători, consumatori și a zis ceva și de presă, care a sprijinit, așa nu ar fi reușit. În ceea ce privește pe doamna director, e unul dintre directorii performanți, dar nu-i garantează nimic din performanță că va rămâne în funcție după... Cred că rămâne. Toate funcțiile sunt tentante. Se găsește cineva care să vrea și funcția asta. În ciuda dorinței producătorilor, asta e clar. Îl aniversăm astăzi la 94 de ani pe maestrul fotograf Dimitrie Balin. Da, azi e 16 septembrie, chiar astăzi este ziua lui, să-i spunem la mulți ani. O carieră foarte frumoasă și urăm mulți ani înainte ca să mai facă fotografii. A trecut prin toate modalitățile de tehnologie, domnul Balin. Da, da. Până la cele actuale. Să ai așa, să fii contemporan cu un artist fotograf ca domnul Balin, e ceva. Și datorită domnului Balin sunt foarte multe imagini de ale Sucevei de altă dată, care fără aparatul de fotografiat al domniei sale nu ar fi existat. La mulți ani, săptămâna aceasta vom avea și o emisiune dedicată carierei domnului Balin. O emisiune pe care ne bucurăm să o realizăm de la un an la altul, să numărăm împreună încă un an în, alături de noi până la urmă. Iar CSU Suceava a câștigat cu CSM Făgăraș cu 38-29, previzibil, aș putea zice, da, ce e inedit. Scorul este mare, diferența de scor e mare, e clară victoria. Că au fost copii în sală, mă așteptam, m-am uitat un pic să fie mai mulți. Nu erau, cred că a pus și în scurt, pentru că decizia s-a luat numai cu o zi înainte, cu siguranță că la următorul meci de pe teren propriu, pentru că echipa de handbal băieți are 5 etape suspendare, adică doar meci public acasă. Mare la acasă, a fost un meci, mai sunt 4 acasă și le vor juca cei de la Suceava numai copii în tribune.
cu siguranță că sala se va umple și într-adevăr au făcut o atmosferă foarte frumoasă și copiii de aici din Suceava, dar și de la Săveni. E un grup de fete de la Săveni, am mai văzut și la alte meciuri când veneau oricine. E o echipă de la Săveni de handbal fete care vine la fiecare meci, cred. Și ce i-a făcut pe cei de la federație să ia decizia asta? Oare păi nu, să schimbe în atât de scurt timp? Deci decizia asta a luat-o comisia de disciplină aia, că nu și nu. Și cealaltă decizie a luat-o Consiliul de Administrație, din care fac parte și din care fac parte în conducător de cluburi. Și altfel s-a pus problema acolo. Stai, dacă putea oricare să fie mie, în situația asta. Da. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Șomuț Fălticeni a câștigat pe terenul echipei Ceahlău 2 Piatra Neamț cu scorul de 1-2 în alte două meciuri din Liga 3-a la fotbal. Bucovina Rădăuții a pierdut acasă cu CSM Vaslui scor 0-2, iar Șoimii Gura Humorului a cedat în fața formației CSM Bacău cu 0-1. Șomuț Fălticeni a câștigat pe terenul echipei Ceahlăul 2 Piatra Neamț cu scorul de 1-2 într-un meci din a treia etapă a Ligii a treia la fotbal. Gazdele au deschis scorul în minutul 27 prin Pântea. Fălticenenii au restabilit egalitatea după doar un minut printr-un gol marcat de Pătrășcan. Echipa antrenată de Daniel Stoica a plecat cu toate cele trei puncte de la Piatra Neamț, grație reușitei lui Florin Blămadă, din minutul 66. În celelalte meciuri din seria 1 a Ligii a 3-a s-au înregistrat următoarele rezultate. Bucovina Rădăuți, CSM Vaslui, 0-2. Șoimii Gura Humorului, CSM Bacău, 0-1. FC Bacău, Gloria Ultra Dorohoi, 1-0. Și Știința Miroslava, USV Iași, 6-2. Etapa următoare programează meciurile Șomuz Fălticeni, Știința Miroslava, USV Iași, Bucovina Rădăuți și CSM Vaslui, Șoimii Gura Humorului. Știrile intermedia au ajuns la final, urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz.